Pentru mine este o bucurie tot ceea ce se face pentru cetățenii municipiului Dorohoi și în special pentru copiii care sunt sau care au nevoie de îngrijire. Aceasta este un centru care va fi dedicat copiilor cu dizabilități și mă bucur foarte mult că am reușit să-l finalizăm după o perioadă de vreo 3-4 ani de muncă. Eu mulțumesc pe această cale domnului prefect și doamnei deputat și toți cei care văd că domnul Dorohoi se mișcă lucrurile și nu pot să fiu decât în alături de cetățeni, pentru că datoria unui primar este să construiască în orașul său. Și mă bucur foarte mult că aceste lucruri se văd.